Bun găsit, doamnelor și domnilor, de meteorologie anunță vreme caldă, dar instabilă. În cea mai mare parte a țării vor fi ploi torențiale, căderi de grindină și vijelii. Vântul va avea intensificări, vor fi rafale de 60-80 km pe oră și se vor cumula 25-30 izolat până la 40 de litri pe metru pătrat. Toate acestea în mare parte a țării. Vedem excepție regiunea estică a Moldovei și Dobrogea, în zona hașurată cu galben. Va fi o avertizare până în această noapte la ora 3. Și tot până la ora 3 va fi în vigoare și acest cod portocaliu, aici înseamnă că va ploua mult mai mult, vor fi căderi de grindină de dimensiuni medii și chiar mari și se vor cumula până la izolat 60 de litri pe metru pătrat, vor fi de asemenea intensificări ale vântului în timpul ploilor. Vă spuneam că temperaturile vor fi plăcute, specifice perioade, în această noapte se vor înregistra de la 10 și până la 19 grade, iar mâine, chiar dacă valorile termice mai scad cu 2-3 grade, încă este vreme deosebit de caldă, vor fi maxime de la 22 și până la 32 de grade. Mâine ploile vor fi mai ales în jumătatea nordică, dar local va ploua și în rest. Din nou vor fi căderi de grindină, intensificări ale vântului și se pot cumula local 25-30 de litri de apă pe metru pătrat. În capitală, temperatura aerului mai coboară puțin, 30 de grade va fi maxima zilei, va fi cer variabil în prima parte a intervalului cu un orar după amiază, atunci când din nou ar trebui să ne așteptăm la averse și fenomene electrice. Însă temperaturile mai cresc puțin din nou miercuri, atunci când se pot înregistra între 23 și 34 de grade. În regiunile din sudul țării va fi disconfort termic, iar ploile din nou vor fi în special prezente în jumătatea nordică și local în rest. Cam aceea situație, cu căderi de grindină, intensificări ale vântului în timpul ploilor și pe alocuri cantități mai mari de precipitații. În capitală, temperatura maximă va fi de 30, pe alocuri chiar 33 de grade. Miercuri, cerul va fi variabil cu un orar după amiază, însă șansele pentru precipitații sunt ceva mai mici față de ziua precedentă. Cam atât despre vreme, deocamdată numai bine vă doresc!